Tragedie la Constanța. O femeie și fetița ei de nici 2 ani au pierit seara trecută după ce apartamentul în care locuiau a fost cuprins de flăcări. Cealaltă fiică a femeii de 4 ani a fost scoasă din locuința cuprinsă de fum în ultimul moment. Bărbatul care a salvat-o a avut nevoie de ajutorul medicilor. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Nenorocirea a avut loc puțin înainte de miezul nopții. Cel mai probabil, femeia împreună cu cele două fetițe dormeau când s-a produs deflagrația. Speriați de zgomotul puternic, dar și de vâlvătaia izbucnită în apartament, vecinii au fugit pe scări să se salveze. Dați-vă la o parte! Da, puterea este intactă. Nu e puterea. Ce-a fost? Ce-a fost? S-a auzit o bubuitură. Eu când am ieșit pe balcon la sala 4, am văzut doar fumul cum părnă, fumul cum ieșea pe geam. Și n-am mai putut să mai ies pentru că deja fumul era, adică n-avea nicio șansă să mai cobori. Eu eram în casă cu nepoțelul meu și dintr-o dată am auzit o bubuietură așa, m-am speriat și zic, Doamne, ce se întâmplă? Am deschis ușa, striga vecinul de la etajul Paul, Iacobuță, striga ajutor, vecine, și să afară că a luat foc. S-a urcat să fumă în sus, am închis ușa. M-a apucat un tremurat. Una dintre fetițe a fost scoasă în viață din apartamentul în flăcări. Plângea copilul în casă, avea venit un miros de ars și a bubuit ceva. Și m-am dus la ușă, am sunat, nu a răspuns și am dat și am spart ușa. Am intrat pe burtă că nu puteai să vezi, vreo 2 metri în sufragerie și am dat de fetiță. Am tras-o de picioare și am scos-o afară. Copila de doar 4 ani a supraviețuit și va fi transportată la un spital din capitală. Fumul gros i-a împiedicat însă pe vecini să ajungă la mama și la sora ei. Când au sosit pompierii și medicii de la ambulanță, era deja prea târziu. 4 persoane au fost asistate medical la fața locului, refuzând transportul la spital. Încă 2 persoane, un copilaș și o fetiță de aproximativ 4-5 anișori, a fost transportată la Spitalul Județean Constanța, precum și încă un bărbat care a suferit leziuni, dar și, din ce am înțeles de la cadrele medicale, intoxicat cu fum. O acumulare de gaze pare să fi fost cauza tragediei. Oamenii spun că femeia, o ucraineancă stabilită în România, se mutase de curând împreună cu cele două fiice în bloc. Soțul ei este plecat la muncă în străinătate și nu a aflat încă ce nenorocire s-a abătut asupra lui. Trupurile neînsuflețite au fost duse la Institutul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, iar oamenii legii au început o anchetă pentru a stabili cu exactitate din ce cauză s-a produs deflagrația.